Și trebuie nu mai scap de Robert Pattinson. Robert Pattinson e următorul Samuel L. Jackson, apare în orice. L-am văzut, ok, l-am văzut în Tenet, în filmul de azi, The Devil All The Time, vorbim imediat despre el, acum Netflix, nu știu ce. Waiting for the Barbarians, tot anul ăsta, chiar dacă a fost filmat și nu știu ce, bla bla bla, 2019, a apărut în 2020. Am văzut trailerul și au anunțat și nu știu ce, că este următorul Batman. Fucking, nu știu, Lighthouse anul trecut. Ce se întâmplă? Joacă bine, n-am nimic cu omul. Nu mi se pare extraordinar, dar mă rog, să vedem, după ce o să văd și The Batman, o să-mi fac o părere mai clară, știi, dar probabil Lighthouse este rolul lui cel mai bun până acum, să zicem, dar niciunul nu mi s-a părut extraordinar. Oricum, ok, hai să vorbim despre The Devil All The Time, film Netflix, diavolul tot timpul, s-ar traduce motamon, nu știu cum l-au tradus ăștia în română. Cea mai bună comparație, și să vă faceți așa o idee, să fac un rezumat, să vă înțelegeți dintr-o idee, dintr-o propoziție, ar fi să spun despre The Devil All The Time că este, se simte ca, și arată ca un film de frații Coen. Este scris de alți doi frați, Campos, parcă, și regizat de unul din frații Campos. Deci din start este o laudă foarte mare și sună foarte bine. Și dacă vă mai zic și cine joacă în el, o să sune și mai bine, dar până acolo, The Devil All The Time este dramă, thriller, cu un pic de psihologic presărat pe acolo. E genul ăla de film care urmărește mai multe personaje, chiar în generații diferite câteodată, și, mă rog, firele astea narrative se întrepătrund. Abia am văzut Tenet și gen Tenet. Cine știe, știe. Și fiecare fir din ăsta narrativ este îndeajuns de interesant. Sunt la fel, nu știu dacă la fel de interesante, dar toate sunt interesante. Toate sunt emoționante până la urmă. Foarte mult se bazează pe construcția personajelor și pe jocul actoricesc. Adică e genul ăla de film care dacă actorii nu fac o treabă bună și regizorul nu a dat direcțiile îndeajuns de bune și când și cât și ce emoții să fie în scenele respective, cu muzica, cu editarea, cu totul, dacă nu iese foarte, dar nu știu, dacă nu iese perfect, nu prea merge. Adică e foarte ușor să cadă în plictisitor sau, nu știu, tras de timp, nu știu ce. No. Adică frații Coen știu ce fac când fac și filmele lor sunt destul de lente până, na, sunt niște scene foarte mișto de acțiune, iar lente, nu știu ce, dar nu simți niciodată că e lent, știi? Așa au reușit și în acest film. Construcția personajelor este perfectă, este îndeajuns, nu e nici prea puțin, nici prea mult. Nu ți arată prea mult, nu lungesc prea mult scenele, nu sunt prea scurte scenele, nu este grăbit, nu este tras de timp. Dacă o luăm pe teme, și temele sunt foarte mișto, avem familie, dar mai ales relație tată-fiu, pe mine tot timpul mă prinde chestia asta, mă atinge pe mine chestia asta. Bine, că o fi și fiică, așa, avem și ceva teme religioase, dar mai mult bazate pe, să zicem, natură umană, vă ajută un pic și sărăcie avem și în cultură, oarecum. E trist, e dur, e emoționant, am mai zis, plin de suspans dacă vorbim de scenele mai de acțiune, dacă vorbim de partea thriller a filmului, foarte bun și pe partea thriller, foarte bun și pe partea de dramă. E și îndeajuns de mult acțiune, dar cea mai bună parte e chestia cu te identifici cu personajele, înțelegi personajele, îți pasă foarte mult de personaje și încă o dată ajung la partea că ori sunt niște chestii foarte triste, sunt și niște chestii satisfăcătoare la un moment dat. Deci dacă e foarte bună construcția personajelor, îți pasă de ele, te identifici, probabil mulți s-ar identifica cu unele sau înțelegi cel puțin și îți pasă, asta e foarte important, măcar atât, și dacă las chestia asta, după aia e foarte ușor. Dar la chestia asta, dacă adăugăm și ce am zis cu editare foarte bună, regie foarte bună, actorii care contează foarte mult, și am ajuns în sfârșit la actori care sunt în vârful performanțelor toți. Bineînțeles, cei mai cunoscuți sunt Tom Holland, care e și oarecum personajul principal, dar noul Spider-Man, Robert Pattinson, noul Batman, Bill Skarsgård, noul, oarecum, It, Sebastian Stan,
singurul Will Winter Soldier, avem Jason Clarke, care a multe chestii, ultimul, nu știu, Pet Sematary poate și așa, avem Mia Wasikowska, tipa din Alice in Wonderland și a fost și ea în foarte multe chestii, dar cine mi-a sărit mie în evidență, pentru că nu mă așteptam poate și chiar e sus acolo la performanțe în filmul ăsta, este Harry Melling, parcă îl cheamă, abia ce am vorbit la The Old Guard, că era personajul negativ în Old Guard, e tipul care l-a jucat pe Dudley Dursley din Harry Potter, tipul gras, enervant, mic, era mic și a apărut și în Waiting for the Barbarians, am recenzia pe canal, foarte bun în filmul ăsta și Riley nu știu exact cum se citește numele ei, că e foarte ciudat scris în engleză, nu știu cum dracu s-ar pronunța. A fost și în Mad Max, în chestia aia The Lodge, horrorul ăla psihologic, Chica, am recenzie și la mă rog, are și ea niște filme, câteva filme de It Comes at Night, mă rog, și ea, tipul ăsta Harry Melling, și după aia avem, mă rog, bineînțeles, performanțe foarte bune Tom Holland, Bill Skarsgård, iar cred că e undeva pe locul 3 acolo, nu știu ce, după aia zicem poate Tom Holland, Robert Pattinson, etc., Jason Clarke și așa, dar foarte, foarte buni toți. Roluri atât de mari în trecut în blockbustere, foarte cunoscuți chestii și nu mai vezi actorii, vezi personajele din filmul ăsta, asta e cea mai mare laudă pe care poți să o dai și când se întâmplă chestia asta înseamnă atmosferă foarte mișto și deci dacă mai adăugăm și scenariu foarte mișto, construcție personaje foarte mișto, cu regia, cu editarea și cu ce am zis și cu echilibrat așa, nu am ce să spun despre filmul ăsta de rău. Asta fiind zise, e unul din filmele alea despre care nu pot să zic nimic de rău, nu am ce. Dar nu pot să-i dau 10 curat, nu pot să explic de ce. Este vorba despre ce spun eu de obicei, impactul asupra ta. Nu a fost pentru ce a vrut să fie, nu a fost de 10 pentru mine. Contează, da, ok, bine, pe lângă faptul că contează că e și un film de stare, este și un film care nu e pe gustul tuturor, probabil, mai mult ca sigur, nu vorbim despre chestia asta, vorbim despre pentru ce a vrut să fie pentru mine, știi, că gen nu e acțiune, nu e, da, SF, nu e, știi, nu, este un film care a vrut să-ți arate ceva, a avut niște teme și a vrut să fie trist, a vrut să fie, mă rog, ce ziceam așa de construcție personaje foarte bune și a spus niște povești separate foarte interesante. Pentru ce a vrut să fie, cu, nu știu, nivelul de impact pe care l-a avut asupra mea, că n-am cum să zic altfel, da, emoție, bla 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 bla, pentru mine e pe la un minus minus 10. Pentru voi poate să fie foarte, foarte diferit, nu știu, dar eu vă zic părerea mea ca de obicei. Parcă am zis ceva de muzică la început, dar nu contează, mă repet să fiu sigur, soundtrack-ul foarte bun, adică muzică, efecte sonorice, dar mai ales soundtrack-ul foarte bun, foarte bun, contribuie foarte mișto la atmosferă și la unele scene. Deci părerile voastre, personajele voastre preferate, scenele voastre preferate, poate, dar puneți spoiler alert și chestii ce v-a plăcut, de cine v-a plăcut cel mai mult, știți voi ce să comentați. Hai să dezbatem un pic notele voastre în comentarii, vizionare foarte plăcută, în continuare urmează alte filme și seriale și topuri și chestii. Vizionare plăcută, pupa, da, pa, da, pa, da, pa.